De ce facem această discuție? Ca să fie clar. Tu ai un proiect. Ești singur, nesingur? Nu. Proiectul legalizăm.ro este inițiat de asociația pe care o conduc, Evoluție în Instituție, și în momentul de față de proiect se ocupă patru oameni. Eu și cu prietena mea Evelina, cu iubita mea Evelina, și mai este Paul și Aldana, care se ocupă de proiect din iunie 2020. Ei se ocupă de partea grafică. Tot contentul pe care îl vedeți pe Facebook pe legalizăm.ro este generat de Paul și Aldana. Eu cu Evelina mă ocup de partea administrativă, iar Paul și Aldana se ocupă de partea creativă, deocamdată. Suntem în căutare de voluntari. Hai să luăm cu începutul. De ce ați inițiat această mișcare? Astăzi, cumva, ca să fie clar pentru toată lumea, te afli aici pentru a-ți prezenta proiectul, da? Și pentru a prezenta niște argumente în fața opiniei publice și a societății, a instituțiilor, a vedetelor, da? Pentru că cel vom vorbi important despre vedetele care ar putea să susțină acest proiect, și vorbim pentru că nu există o discuție la nivel public, corect? O mare problemă. Noi nu vedem la televizor o discuție de ce să se legalizeze sau de ce să nu se legalizeze. Avem doar un blocaj și la nivel de comunicare, și de fapt asta este problema principală a societății românești. Ne ascundem după deget. Unii oameni vor legalizarea, alții poate nu vor, dar de fapt problema este că nu discutăm. Da, nimeni nu vorbește de niciun fel. Adică în momentul în care aduci în discuție legalizarea, sunt persoane, și aș îndrăzni să spun în minoritate față de cele care își doresc, care spun nu, dar fără să aducă argumente. În schimb, cei care își doresc legalizarea cannabisului folosit pentru orice tip de uz, orice fel de uz, le este foarte frică. Frica este o mare problemă a acestui proiect. Deci cetățenii se tem să vorbească, fix cum ai spus. Ce înțelegi prin cetățeni? Pentru că aici vorbim într-adevăr de cetățeni, dar există și cetățeni mai cetățeni, adică persoane publice. De ce există această frică și cine sunt cetățenii care totuși ar putea să vorbească și nu vorbesc? Pentru începutul discuției n-aș merge să discutăm despre cei care ar putea să aducă cu adevărat valoarea acestui proiect. Aș începe de jos, adică de la cetățeanul normal, adică cel care merge la serviciu, apoi în mall, după care acasă, și ar vrea să se relaxeze fumând o țigară ce conține marihuana. Deci, inițial, aceștia sunt cei care ar trebui să se implice.